Dragoș Manolescu, mă întreb către tine, este sau nu un moment bun de privatizare a companiilor de stat? Este poate cel mai bun moment de privatizare. Asta și în contextul în care, la nivel european, dacă ne uităm la ce Renew Europe, mă rog, la tot ce înseamnă noua Europa și viitorul Europei, planurile și pe ce vin finanțările din Uniunea Europeană, vedem că tot ce înseamnă ESG are o importanță tot mai mare, adică indicatorii de mediu, social și de guvernanță corporativă, ca să simplificăm, Environmental, Social and Corporate Governance. Ce ar trebui să facă statul, din punctul meu de vedere, este să implementeze, sau mă rog, este să vină cu proiecte pe zona de guvernanță corporativă care să ajute companiile de stat, pentru că implementând guvernanță corporativă corectă, și aici mă refer, toate bordurile să fie alese odată, mandat pe 4 ani, să nu se aleagă bordul, câte un membru, câte doi prin rotație, ci tot să fie ales odată, vot cumulativ, adică sunt anumite principii care se urmăresc și care cresc scorul de guvernanță corporativă. Și ne-am uitat la companii care au scor mare pe guvernanță corporativă, acele companii se tranzacționează la multipli mari și iarăși pe zona de mediu, aici aș face o paralelă către Verbund din Austria, ca și compania la care ne uităm în momentul în care ne uităm la fondul proprietatea și hidroelectrica și IPO de la hidroelectrica. Hidroelectrica, IPO, practic hidroelectrica nu o să fie vândută ieftin. Dacă o să fie ieftin, o să fie doar din cauza unei guvernanțe corporative poate deficitare sau unui scoring deficitar versus alte companii din domeniu. Însă, în mod normal, hidroelectrica, dacă la ce scoring ar trebui să aibă pe partea de environmental, pentru că sunt vreo 40 de indicatori, din care 16 obligatorii pe zona de ESG, pe care vor trebui să raporteze toate companiile, hidroelectrica ar trebui să arate foarte bine dacă implementează aceste criterii de guvernanță corporativă. Și ca și Cristi, sunt de părere că ar trebui să vedem băncile de stat în frunte cu CEC listate pe bursă, iarăși și cam toate companiile de stat. Dacă mă întreb pe mine, și RAPPS-ul aș pune listat pe bursă ca cel mai mare fond de real estate din România, care ar trebui totuși rentabiliza și ar trebui să dea posibilitatea fiecărui român să investească în acele proprietăți ale statului care sunt închiriate și să aducă un randament. Și iarăși, dacă le listez, nu înseamnă că le vinzi, pentru că statul rămâne majoritar până la urmă în toate acele companii. Ne uităm și în Polonia, unde statul a pus pe bursă, de fapt, toată economia Poloniei și chiar cu pachete de 30% statul controlează acele companii. Și, până la urmă, tot ce înseamnă listare înseamnă transparentizare. Și este în avantajul tuturor participanților.